Bine v-am regăsit la Eurodicționar. Recunosc că m-am așezat bine, recunosc că îmi place aroma cafelei acestea și îmi place și locul în care mă aflu, dar cel mai mult îmi place interlocutorul de astăzi, pentru că este unul dintre acele personaje care, de-a lungul vremurilor, a avut înțelepciunea filozofică, și nu din întâmplare, ci pentru că este doctor în filozofie, de a înțelege vremurile și de a nu se opune lucrurilor orbește. Și atunci când a putut să distingă albul de negru, a spus că albul este alb și negru este negru. Chiar dacă la început i-a plăcut albul și după aceea a considerat că negru e mai potrivit, să spunem, pentru vremuri, sau invers. Este domnul Petru Lucinski, acela care și în perioada sovietică și după aceea a înțeles foarte bine până unde a putut merge un anumit sistem și ce sistem trebuie să meargă de acum încolo. Și de asta e foarte important să stăm de vorbă cu domnia sa. Domnule Lucinski, bine ați venit și vă mulțumesc pentru că ați acceptat. Da, vă mulțumesc mult. Bună ziua. Da. Ați fost întotdeauna în structurile de vârf. Ați avut acces la tot ceea ce a însemnat și politică oficială și mai puțin oficială, dar mai ales ați fost în permanență în legătură cu oamenii. Spuneți-mi, cum de la omul din vârfurile ierarhiei sovietice, astăzi sunteți, iată, unul din președinții Republicii Moldova și susținătorul declarat al vectorului vestic, european. Ce s-a întâmplat? Cum? Ce v-a convins totuși că pentru Moldova calea spre vest e mai bună, deși jumătate din populația țării mai degrabă ar privi către est? Eu vă spun absolut sincer, da, la toate etapele vieții mele, eu am avut o orientare anumită. Ce n-ai face, cum n-ai proceda, mai ales pe treptele acestea ale birocrației, puterii, trebuie să pui la bază omul, familia. Dacă noi de fiecare dată, în luare de decizii proprie, care tu o iei singur pentru tine, sau dacă o iei pentru o comunitate, sau o iei pentru țară, trebuie să trăiești din faptul cum ar fi mai bine pentru oameni. Și aceasta întotdeauna m-a reținut mai aproape de problemele cu care sunt preocupat și cu cei ce nu trezește la oameni, deci nedumerire sau te îndepărtezi cu totul. Iată de ce vreau să vă spun că dacă luăm familia, păi familiile noastre au trăit așa cum spuneți dumneavoastră, au trăit în diferite sisteme. Așa e. Dar noi nu ne dezicem de părinții noștri. Noi nu ne dezicem de viața noastră care am avut-o, dacă ai trăit-o cinstită, e clar, înțelegi. Și atunci, ridică-te și mai departe. Dacă vorbim că cum trebuie să procedăm astăzi, orientarea noastră mai departe, mai întâi de toate, noi nu trebuie să aruncăm cu apa și copilul din ce viața prin care am trăit-o. Fiindcă oricare sistem are la bază totuși această atitudine față de oameni. Și deci, e regim dictatorial, autoritar, democratic, oricum, o parte ce ține de viața omului, cine n-ar fi? Cât e țară, e împărat, cum? El ține cont de lucrurile acestea. Și iată, vreau să vă spun că dacă faci așa o mică retrospectivă, au fost lucruri în sistemul vechi ce ține de viața practică și cotidiană a omului, lucruri bune. Și au fost lucruri mai ales la o etapă de dezvoltare a fostei Uniunii Sovietice, când statul a luat asupra sa totul. Uh-huh. Și omul, cum spunea unii, că ce noi nu știm că am trăit în comunism. Da. Era o greșeală. Noi putem să medităm, e clar că noi am format atunci un om inactiv, un om ce s-a întâmplat cu noi după declararea independenței, când oamenii au rămas, mă scuza de expresie, că niște motănași care nu văd nimic în zi. Le dai pământul, le dai asta, spuneți să încercați o afacere, să vă descurcați, sigur, dar cum? Dacă tot timpul erai sub tutelă, erai condus, îți spuneau unde să te duci, unde să vii, unde să te așezi. Dar mi-aduc aminte, venisem în Vocea Americii, în Washington, și după o discuție, ieși în coridor acolo, tablă de onoare. Zic, măi,
voi atâta pe noi atâția ani cât eram unii astfel, vezi că aici e un rudiment sovietic, nu știu ce, cum, dar oamenii trebuie să fie susținuți, trebuie să fie îndemnați la lucruri, la lucruri bune. Așa că, iată cam asta ar fi răspunsul. Noi trebuie să fim, să medităm mai profund ce putem să luăm din noi, ce nu trebuie să respingem. Mai la viața, la problemele astea, ce ține de familie, de educație, cum să-ți educi copilul, cum să trăiești cu vecinul, cum să ai atitudine față de putere, de cei mai mari, de cel mai în vârstă, față de copil și așa mai departe. De aceea, uite, prima parte, eu m-am străduit să nu mă rup de la familie, să nu mă rup de la localitatea mea în care trăiesc. Unii nu m-aș fi dus, eu la Răduleni vineam întotdeauna și vin și acum și mă străduiesc să mai fac ceva, dar pornind pe treptele acestea, am înțeles că sunt niște impasuri. Iată cum una anumită de acum, când statul ia asupra sa totul, ai format un om inactiv, fără inițiativă, fără nimic. Și atunci am înțeles că trebuie de schimbat. Bun, dar vedeți dumneavoastră ați înțeles. Dar există pe de altă parte politicieni în Republica Moldova care ori n-au înțeles, ori uneori lasă impresia, poate chiar cu ticăloșie, că tocmai acest om inactiv este o bună masă de manevră. Sigur. Și se fac niște promisiuni. Da. Cum că ar putea fi lucrurile ca înainte. Ar putea fi lucrurile ca înainte, are rost să mai viseze oamenii la acele momente, să spunem, în care aparent era bine? Păi nu e bine, oamenilor trebuie de explicat că, deci eu vorbesc într-o oricare măsură de faptul că ce bine a fost când eram tineri. Păi cam asta e și cu asta. Asta este o filă din istorie. Asta s-a dus deja. Altceva, că tu în viața practică poți să folosești ceva, să utilizezi. Dar întoarcerea înapoi, cum se gândesc nostalgia aceasta oamenilor și miza aceasta și dacă doriți deci manipularea aceasta oamenilor ca să vă întoarcem înapoi, astea sunt niște lucruri care sunt schimbate accentele și îi duc pe oameni în eroare. Înapoi și vorbești cu mulți oameni. Aia și nu e clar. Înapoi nu poți să te mai întoarci. Acum unde să ne ducem? Asta e o mare întrebare. Da. Și cu cine? Da. Păi, unii ne ducem, atunci vine înțeleg cine poate fi partaj în chestia asta. Noi avem niște îndrumări absolut în mod direct. Și de la Eminescu, la vreo 1880, am scris de chestia asta, cum trebuie să comporte o țară mică, de la vedere și deci România, în total atunci. Da, și România era, deci eu mai vorbesc numai de noi. Da, avem la 36 Nicolae Iorga, care spune deschis, cum, întrebarea dumneavoastră, cum trebuie să ne comportăm? Și el spune, zice, noi trebuie să ne comportăm în felul următor. Dacă Europa e de partea noastră, atunci noi mergem cu Europa. Dar dacă Europa nu e implicată într-un conflict sau în astea cu Rusia, noi trebuie să fim deoparte. Și deci, fiindcă, în primul rând, rușă nu uită niciodată. În al doilea rând, deci, noi trebuie să subliniem și prin presă și așa mai departe, că noi nu avem niciun fel de dubii în relațiile noastre cu poporul rus. Noi ce avem cu bolșevismul. Deci, era subliniată chestia asta că avem de exemplu, cu un regim. Și eu tot subliniez permanent, spuneam că, uite, sistemul este socialist, el nu e nimic strașnic, că noi avem socialism scandinav, avem socialism în Europa, care e problemă, partea socială, social-democrat, socialist, dar Uniunea Sovietică l-a denaturat în așa mod, prin bolșevism, el a devenit pur și simplu o degradare a omului, înțelegi? Asta e o chestie care nu are nimic comun, înțelegi, cu un socialism care ar lua în cont soarta omului. Deci, uite, noi, primul ce trebuie să facem, noi trebuie să avem îngăduiala asta în comportare, ceva să luăm de la cei care nimeni aproape de noi, de exemplu, la cei baltici, când sunt mai cântăriți, nu sar cu vorba prea înainte, fiindcă îți știu dimensiunile sale. Cum spunea Eminescu, trebuie să-ți cunoști lungimea nasului. Și purtăm haine mai modeste. Și noi am fi atunci avut mai multe succese, fiindcă, cum aș spune așa foarte simplu, în politică, deseori, dacă tu
te găsești într-o poziție nu prea favorabilă, trebuie să joci. Cum? Trebuie să, da, spunem, uite, trebuie și într-o parte să faci niște reveransuri, dacă vreți, să înțelegi, și în altă parte, ca să nu iriți pe cei mari. Uh-huh. Lasă cei mari să înțeleagă. Pe urmă noi vinim cu propunerile noastre. Bun. Foarte înțeleaptă poziția aceasta, e adevărat. Nici Republica Moldova, nici România la vremea ei nu s-au numărat printre cele țări care se poate da cu pumnul în masă și să zică da, așa ca să iei decizie, da, exact. Definitivă, da. Bun. Dar iată Moldova în acest moment într-o dilemă extrem de complicată. Dilemă pe care poate și Ucraina o trăiește, dar o trăiește mult mai dramatic. Da. Nu s-ar fi gândit nimeni că Federația Rusă prin regimul Putin, și accentuez asta, nu prin poporul rus, ci prin administrația actuală, va crea o asemenea criză. Că va intra în Ucraina, că va genera acolo un conflict care este deja absolut dramatic și mulți moldoveni nu mai știu cum să aleagă. S-ar uita către Federația Rusă, în continuare mai au speranțe de acolo, cu toate astea văd ce se întâmplă în Ucraina, dar se tem și de vest și uneori pot fi și dezamăgiți de clasa politică pro-europeană din Moldova. Noi suntem o consecință a unor procese care se întâmplă mai sus decât noi. Și regional, și global, deci se întâmplă în lume. În general, viziunea mea, dacă ați luat partea aceasta filozofică, omenirea a trecut picul. De acum atâta agresivitate, atâta, vedeți, pe loc gol, cum spuneți dumneavoastră, se creează niște conflicte, dar teribile, nu așa de pur și simplu, local ceva nu s-au înțeles. Dar sunt niște chestii mai obiective. De exemplu, clasa politică, intelectualitatea, sunt acele categorii de oameni și de conducători care trebuie să avanseze, să lanseze niște idei care țin de perspectivă. Oamenii nu toți înțeleg lucrurile acestea. Oamenii mai mult se ține de trecut. Oamenii care votează, ei n-au alt exemplu. Partidele acestea care susțin trecutul, ei nu vin cu ceva nou. Ei vin ca o să ne întoarcă viața veche. De ce? Eu consider că noi trebuie să continuăm lucrul acesta de integrare în Europa, dar să-l facem mai profund. Ce am în vedere? Deci, chiar spuneam nu demult că eu aș fi foarte bucuros că, de exemplu, guvernarea sau societatea civilă sau cine să elaboreze niște standarde europene, care ar trebui să le spunem, uite, la capitolul mentalitate, la capitolul urban, la capitolul rural, la capitolul învățământ, la astea, uite, nu știu dacă doriți să faceți deși un semn oricare, dar este semnul ăsta internațional, da. A calității, știți? Exact. Deci nouă ne trebuie acum să ieșim puțin sau chiar așa mai esențial, să ieșim din politica aceasta mare, dar să ne concentrăm la niște lucruri absolut concrete care le-ar dovedi oamenilor că, uite, e mai bine calea aceasta de luat. Uh-huh. Fiindcă ce s-a întâmplat de la 2009 încoace, bine, noi știm de la 91, ce s-a făcut ultimele ani, nu pot să negi. Eu spun, dar trebuie să fie cu ochii închiși. Altceva, că încă chiar vorbeam cu niște politicieni că n-a străbătut, înțelegi, că asta e o cale care ne-ar schimba fața și ar schimba viața în general în țară. Dar s-au pornit niște lucruri foarte bune. S-au pornit anume în calea aceasta. Dar știți cum, bine, noi am fost în componență Uniunii Sovietice, mulți colegi, prieteni și mai departe. Cum oamenii sunt deprinși? Că în prealabil tu duci niște discuții. Orice s-a întâmplat în viață, bine, o prietenie, o căsătorie, nu se întâmplă ad hoc așa, da? Corect. Mai întâmplă, mai studiază, mai... De aceea noi am comis cu Rusia, eu cred că o mică greșeală, nu mare, dar trebuie să ne ținem de chestia asta. Ei toți iubesc să te consulți înainte. Vă dau un exemplu. În Consiliul Europei noi am fost primii din CSI. Dar eu de câteva ori am avut discuții și cu ei, deși nu se cerea, că ei nu erau încă acolo. Dar eu, cu ocazie, fără ocazie, uite, noi vrem, am să fim mai primii, am să vătăm și pentru voi că o să veniți acolo în Consiliul Europei. Și când s-a întâmplat actul acesta,
toți s-au apropiat, și rușii, și azerii, și toți să sunt nefericite. Cu pactul de stabilitate în Europa. Eu nu mai vorbesc de Organizația Mondială a Comerțului, care este o condiție de a te accepta în calea aceasta europeană. Nu se discută cu tine nici printr-o asociere. Dacă nu ești membru a Organizației Mondiale a Comerțului, apoi 135 de țări, trebuie să negociezi cu fiecare. Iar în prealabil am mai vorbit, n-am avut probleme cu Rusia, am avut probleme cu Canada, acolo cu prim-ministru l-am găsit cum în Japonia, că se dă acordul, înțelegi? Știți că Rusia, din motivul lui Georgiei, nu putea intra, că trebuie să ai accept tuturor țărilor. Deci, noi trebuie să fim, nu trebuie să fim atât de aprinși, că noi nu putem rezolva probleme. Deci, uite, sub coastă, avem Transnistria. Acum, Ucraina a schimbat cu totul situația geopolitică aici în zonă. Și noi nu puteți aici, trebuie să fie o analiză cu mult mai serioasă. Dar răspunsul vi-l dau imediat cu Ucraina. Nu trebuie de admis nici într-o formă un conflict în interior. La noi se începe, ba la Comrat, acolo nu știu, ba la Bălți, nu știu, ba în Coaje, ba aici niște forțe politice, hai să luăm, să mergem la tensionare, dar chiar la niște provocații, știți că mărg niște dosare acolo cu băieții. Ei, Doamne ferește, fiindcă de fiecare dată când se ivește un conflict, în lume sunt atâți doritori să împuște. Și îndată dacă e un conflict, e clar că unul îl cheamă pe unul, altul îl cheamă pe altul, le invită. Veniți aici și ne apărați. Și s-a terminat cu Moldova. Deci e bine, e rău, dar mai sunt alegeri, au trecut alegeri, au venit cei locale. Oameni, trebuie de rabdat puțin, trebuie ca toți politicienii să se convingă, în primul rând, pe cei care în jurul lor, pe urmă societatea, că noi trebuie să dovedim că avem calitatea aceasta de oameni care ne gândim la țară, înțelegi, să fim mai retrași din punctul ăsta de vedere. Și atunci Rusia o să convingă că noi nu suntem dușmani ai Rusiei. Noi vrem să avem relații foarte bune. Bun, dar aici vreau... Încetul să restabilim relații economice. Bun, asta-s convins, pentru că asta la un moment dat va fi pentru ambele părți bine. Da. Și pentru Federația Rusă, și pentru Republica Moldova, și chiar și pentru Uniunea Europeană și zona aceasta de contact între una și alta. Dar eu v-aș întreba ceva. Dumneavoastră spuneați de nevoia aceasta de înțelepciune și de a preveni și de a împiedica cu orice preț. De anticipa. Da. Dar cum poate fi anticipat asta în condițiile în care dialogul cu administrația Putin este foarte dificil, iar cel care pare a fi reprezentantul Moscovei mai degrabă aici, adică domnul Dodon, vorbește întotdeauna de federalizare, de diverse forme de, mă rog, insularizare în interiorul Moldovei. Ori, în momentul în care ai început să vorbești despre federalizare, deja lumea se sperie. Greu de crezut că aici s-ar putea face vreo federalizare în sensul acela. Care e problema? Trebuie și presa și toți influențele asupra politicului ca ei probleme care se vezi în societate să le demonstreze nu pe piață, nu pe stradă. Da, conferințe, invitați oameni și așa mai departe și elaborați cât de cât o opinie în problema aceasta. Noi dacă e unde prinde asta, să va veni ce aici spun eu, ca să fim mai cântăriți. Mai cântăriți când sunt niște chestii de discuție, este practica aceasta, dar foarte cunoscută, de diferite conferințe, cu invitația diferitor oameni. Rezultatul, vreau să vă spun, de 100 de ori e mai mare decât toate strigătele ceația pe stradă. Noi trebuie să eliminăm strada și trebuie să eliminăm spiritul acesta de dușman între noi. Asta e ceva... Acum cu Rusia. Deci, e clar că nu noi schimbăm politica Rusiei, dar într-o oricare măsură trebuie să ținem cont de un lucru. Noi nu avem niciun fel de lobby de acum. Da, într-adevăr. Priste, știi ce s-a întâmplat? Deci, cândva... Nu, bun, eu nu vorbesc de mine, dar așa s-a întâmplat. Eu am venit, colegii mei au rămas acolo, eu ridic receptorul, s-a fixat odată, s-a întâmplat așa, în timpul când făceam o discuție cu Karaulov, avea o emisiune în Rusia foarte... Eu îl căutam pe Yeltsin când i-au deconectat gazul. Și am rugat ca telefonul ăsta de legătură cu el să fie aici până discutăm, că nu se știe când... Și el revine în timpul discuției, de asta filmează. Mi-a trebuit o minută jumătate să-i spun, vă zic,
Am vorbit cu subalternii și mai departe. Așa e situația, înțelegi. O să ne chităm, dar și noi trebuie să facem între noi, spunem tot poporul ăsta în stare, începând de la spital și mai departe, că e deconectat. Bine, am înțeles. Acum, nimeni nu colaborează la direct. Deci sunt niște oameni care nimeni nu-i știe. Și de acolo niște oameni. Noi nu știm cine duc negocierile acestea. Noi nu avem lobby, dar eu vreau să vă spun că Transnistria și noi, da? Decalajul ar fi așa cam 1 la 50. Ăștia au oameni în toate structurile. Deci noi nu avem acum aproape nimeni. Nici ambasada nu știe nimeni, nici pe dânsă nu știu, nu-i cunosc. Și noi chestia asta că noi ne ducem în Europa, asta nu trebuie de făcut cu aroganță. Asta trebuie de făcut cu convingere. Domnilor, noi suntem legați de istorie, de la formarea statului moldovenesc, deși trebuie să avem conflicte ce? Trebuie de discutat cu ei, trebuie de vorbit, dar trebuie să avem și prieteni. Uite, atâta timp, eu chiar nu de mult am vorbit cu cei din Rusia. Băi, veniți, este limba numai, care e problema? Trebuie să discutăm. Mai căutăm soluții, înțeleg. Eu mai încerc. Dar dânsul ar fi dispus să caute soluții, să vorbească? Se poate. Noi avem oameni acolo care îi cunoaștem. Dar el trebuie de invitat, trebuie de dus. Azi cu unii, mâine cu alții. De exemplu, același Dodon. Nu? Vorbim așa mai direct, înțeleg. Nu sunt oameni chiar ei. Nu trebuie să transformă în dușmani, înțeleg. El că acum au plecat, trebuie să spui, uite, eu am fost, dar uite care e rezultatul călătoriei mele. Ce oameni sunt acolo? În primul rând, interesul statului tău. Tu prezinți ceva ca politician dacă tu ești patriot al statului tău. Dar acum trebuie de analizat. Uite ce se întâmplă. A fost o criză în 2008-2009 în Europa, da? Și e clar că o mulțime de emigranți și mai departe au plecat în Moscova cu cum s-a început a ridica economia. Da. Astăzi, invers. Și cu încetul se duc, vin și mai departe. De aceea, oamenii de rând trebuie să înțeleagă. Noi ne ducem acolo unde este o stabilitate. Totuși te duci într-o familie unde sunt 28 de țări. Sau duci într-o familie unde sunt 3 țări care încă până acum nu s-au înțeles. Deci ăsta e lucru cu părere de rău care se duce numai în campanie electorală sporadic. Și unul a spus, altul n-a spus. Eu am avut multe bătaie de cap până îi rugam pe el. Dați-mi un material, eu vreau să văd cu ce vă duceți voi, vorbiți cu oamenii, care sunt argumentele. Încercam să le mai ajut cu ăsta, fiindcă trebuie să vii pe de aici câteodată, mai ales în campanie electorală. Dar s-a întrerupt. Nu trebuie să fie întrerupt. Începând de la școală și mai departe, noi trebuie să vorbim despre prioritățile orientării noastre în Europa. Nu trebuie să ascundem că sunt lucruri care nu ne aranjează pe noi în Europa. Dar nu le luăm. Noi trebuie să avem demnitatea și Europa primește o țară cu specificul său. Dar noi trăim în halul ăsta de zvonuri și mai departe, înțelegi că nu o să poți tăie porcul, că nu o să duci în coașă, care foarte repede se răspândește. Deci este nevoie de o sistemă de explicații și, e clar, de realizarea a multor și multor proiecte. Nu vă imaginați cât a trebuit muncă ca în cele din urmă cei care sunt la guvernare să poată spune ce au făcut. Dom'le, aproape, noi n-am avut așa situație niciodată, o deschidere așa din partea Europei. Fiindcă dacă nu este poziția Europei, bun, politică, dar poziția politică, eu am spus-o de 2 ani jumate, că eu știu că în Europa e acceptată posibilitatea ca Moldova, țara mai mică, încă până nu era în Ucraina nimic, înțeleg. Și s-au început, într-adevăr, a venit mulți, deci noi suntem acceptați. Acum noi trebuie să dovedim că noi putem, că suntem oameni serioși. Deci ei trebuie să vii, iată, uite câte proiecte am implementat. Uite, vedeți, domnilor, să vedeți ce pași am făcut noi în direcția aceasta. Dar nu numai cu scrierea de cerere, însă ea. Asta e o sistemă. Vrei să te înscrii la universitate, da? Nu, dar trebuie să faci și liceul sau cu. Nu, dar noi vrem fără liceu să întrebăm, însă. Nu știu dacă îți va fi așa o excepție. Noi, ce avem acum, parteneriatul ăsta este și mai departe. Vă spun atâta ne-i destul pentru a realiza foarte multe proiecte sociale, economice, culturale și mai departe la noi în țară. Bun. Unde se rupe totuși? Undeva ceva se frânge. Și dumneavoastră, cumva ați spus că vă e teamă
că odată câștigate alegerile, guvernarea va uita că trebuie să comunice în continuare și nu numai că trebuie să comunice, dar trebuie să explice pas cu pas, punct cu punct. Da, să demonstreze realizările. Uite, asta e prioritate. Există această posibilitate moderat sau publicul se va dezamăgi și mai tare? Da. Va continua guvernarea? Va putea oferi rezultate? Va continua să explice lumii? Că asta e foarte important, este vital. Da, sigur. Vedeți care eu țin minte când începusem activitatea încă președinte Parlamentului, da, și în fiecare zi tot avem relații, așa intense cum acum, dar totuși veneau și la noi avea creat așa o imagine că americanii tot pot și iau bani și nu mai trebuie să le dovedești, înțelege, că un proiect sau altul e viabil pentru noi. Și de fiecare dată mă miram când deționez și discuții, zic, da, ideea e foarte bună, dar unde găsim finanță? Păi cum, finanță voi? Nu, e tot sub control, e tot înțelege. Așa că vă răspund, cel mai regretabil și mai ridicol, că sunt finanță. Că sunt atâtea proiecte care trebuie să le dar eu vorbesc cu mulți ambasadori ai noștri. Deci, uite, noi am venit, am trimis acolo 10 probleme care se poate de rezolvat. Niciun proiect de Moldova nu vine. De ce? Trebuie să muncim acasă, să muncim cărturar, să facem proiecte, cum o localitate. Azi am vorbit cu un primar din satul Brăviceni, raionul Orchei. Deja renumit Brăviceniu. Eu am fost la ei, special m-am dus. El îmi spune, și au venit din Kârgâzstan după câteva ore în afară de Moldova. Vorbesc cu președintele Uniunii Nucarilor, noi avem legea Nucii, domnul Jolankovski, și eu fac seminare, deci sunt invitat în România, în Ucraina, afară de Moldova. Chestia asta de lenevie, noi trebuie să o spunem oamenilor direct, înțeles, nu ne mai să lăudăm cât poporul care muncește mai parte. E corect, dar poporul are, el e îmbinat și cu un intelectual și cu un inginer și mai departe. Noi trebuie să muncim și avem posibilitatea de a primi o mulțime de bani pentru a dovedi populației că calea europeană e cea mai bună, că e eficientă și uite din toate punctele de vedere, din punct de vedere a securității tale personale, a securității proprietății, din punct de vedere a comunicării. Bun, parcă nu se străduie acum fiecare ca copilul să ducă în Occident să capte studii. Nu, care dovezi mai mari care să spui că, uite, orientarea asta e bună. Dar tu vrei în Rusia, tu vrei să înveți acolo, poftim, vrei să înveți în limba asta, dar tu trebuie să știi că atunci n-ai perspectivă de creștere, carierei tale în stat, fiindcă nu cunoști limba de stat. Deci trebuie niște chestii de pus pe baza legii, pe baza unor regulamente, pe baza unor tradiții europene și mai departe, de explicat oamenilor. Deci, de exemplu, în America, nu, noi cunoaștem America, înțelegi. Eu, de exemplu, nu știu cum dumneavoastră înțelegi, dar deseori, ești cam nedumerit de niște reguli acolo, de fiecare zi, da? Dar nimeni nu se revoltă. Absolut. Întreb de ce. Așa e regulamentul. Și așa e scris, să ții. Tu nu știi că cel de la vestier sau cineva înțeai din capul lui îți face, înțeai. Dar mergem odată, eu țin în Israel, hai să parcăm undeva pe mal și băi, nu eu mită, băi, am dat cuiva, dar nu eu, înțelegi, nu vor să iei. Așa e și acolo. Deci oamenii sunt deprinși cu regula. Da. Apoi, asta e problema la noi, înțelegi. Trebuie să fii omul convins că asta nu că el îți face că nu-i cu mătru tău sau așa, dar așa e regula. Și dacă cât ne-am învățat să trăim pe anumite reguli, pe scrise sau nescrise, europene, cu atât mai europene o să devenim. Și atât mult o să ne placă. Că cu copiii noștri asta le place. Să fie asta concluzia emisiunii noastre, pentru că iată timpul s-a scurs. Într-adevăr, am dorit să aud și iată că am auzit de la domnul Lucinski regula. Oamenii trebuie să înțeleagă că există muncă, există regulă și există și beneficii. Vă mulțumesc foarte mult. Sper să mai acceptați invitații și pe viitor, pe măsură ce lucrurile se vor mai mișca înainte și le vom mai analiza împreună. D'acord? Cu mare plăcere și vă doresc succese. Da. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc foarte mult. Noi ne vom auzi în viitorul imediat apropiat, tot la Eurodicționar. Până atunci, gândiți-vă și meditați. Se poate. La revedere!